Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Inovație este cuvântul cheie pentru vizionarul săgetător născut pe 5 decembrie. Ești atrasă de proiecte noi, progresive, în plus, ești înzestrată cu talentul de a observa oportunități care sunt de obicei ascunse altora. Mulțumită genei creative și artistice, manipulez cuvintele și ideile asemenea unui artist care lucrează cu vopsa sau lut. Te confrunți cu zel cu probleme complexe și le rezolvi combinând brainstorming și acțiunea reală. Încrezătoare în sine, știi să-ți prezinți afacerea și să arăți o elocvență fără precedent apărându-ți opinia. Ești foarte încrezătoare că vei putea să-ți duci la îndeplinire planul. Uneori această încredere nu este lipsită de fond, alteori, din păcate, este complet irală, ești capabilă de realizări grandioase, dar înfrângerea nu ți este străină. Dacă se întâmplă că nu reușești, se datorează unei abordări nerealiste a vieții, când ai tendința să privești lumea prin ochelari roze. Astfel, trebuie să înțelegi ferm că succesul vine nu numai datorită eforturilor depuse, ci și ca rezultat al calculului atent și echilibrat. Semnul tău zodiacal aparține constelației săgetător. Semnul zodiacal săgetător este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități, irresponsabilitate, inconstanță, logică, ești energică, iubești natura, ai o sete mare de independență spirituală. Viața ta este afectată de maestosul și spiritualul Jupiter. Această planetă ți oferă noroc și bunătate, energie și generozitate, dar nu fără gropi aici, sinceritatea și ambiția ta pot fi echilibrate de frivolitate, o tendință de a-ți asuma riscuri. Generozitatea și complianța pot ajunge în motivație și neglijență excesivă, iar vitalitatea ta poate fi dispersată datorită mișcării în toate direcțiile simultan. Conștientă de numeroasele tale abilități și virtuți, poți fi lovită de vanitate și aroganță, care, la rândul lor, pot aduce la dezvoltarea ipocriziei și a pasiunii pentru plăcerile vicioase. Ar trebui să te bazezi pe spiritualitatea ta deosebită, evitând complexele napoleoniene și disprețul față de ceilalți. Iubirea de divertisment și senzualitatea dezvoltată te poate duce la diverse tipuri de dependențe. Ești plină de bunăvoință, dar un aventurier etern, generoasă și în același timp ambițioasă. Jupiter, patronul tău ceresc, îți dăruiește cu generozitate o spiritualitate dezvoltată și vigilență pentru bogăția materială, dorința de a te dezvolta și dorința arzătoare de a primi recunoașterea tuturor virtuților tale. Nu este surprinzător faptul că atât de multe trăsături izbitoare intră în conflict, formând o personalitate extrem de interesantă, dar destul de complexă. Așadar, fiind o persoană maestuoasă și elegantă, ar trebui să-ți asculți impulsurile generoase, dar nu să-ți diminueze motivația. Trebuie să dai frâul liber sociabilității și prieteniei, fără să ajungi din ipocrizie, să te bucuri de impulsivitate, dar să-ți controlezi acțiunile și consecințele lor. Deoarece Jupiter gestionează cele mai profunde programe ale psihicului tău, adesea este dificil pentru tine să separi influențele externe de caracteristicile inerente ale personalității tale. Ar fi minunat să poți stabili în convingerea ta că orice schimbare este posibilă din interior și că mereu vei avea suficientă forță pentru asta. Guvernatorul tău astral este Jupiter. De la acesta tu primești pasiunea pentru tot ceea ce este prestigios, succesul în învățarea limbilor străine, interesul pentru ceea ce s-a întâmplat de multă timp, pentru istorie și filozofie, pentru cunoașterea omului și psihologie. Jupiter este patronul pentru profesorii universitari, agenții de turism și al agenților matrimoniali, planeta ta în exil este Mercur. Lui Mercur îi poți mulțumi pentru percepția numai a informațiilor care sunt în concordanță cu convingerile tale, precum și pentru lipsa ta de obiectivitate. Te distingi prin încredere în sine și încăpățânare, nu ești înclinată să asculți opiniile celorlalți, nu e în serios multe recomandări și sfaturi, nu ți se poate refuza independența, dar, spre deosebire de alți săgetători, Ești fericită să-ți schimbi responsabilitățile pentru sprijinirea vieții unui partener. Nu poți fi numită prea sociabilă, nu ești iubitoare de petreceri. Un lucru cu totul altceva este odihna în compania oamenilor cu gânduri similare. Aici nu e egal în farmec și elocvență. Ești o persoană vie și dinamică. Ești pasionată sincer de ceea ce faci în acest moment și împărtășești cu generozitate roadele muncii tale cu ceilalți poți fi surprinsă de faptul că oamenii apropiați nu ți împărtășesc părerile sau nu experimentează același grad de entuziasm. Desigur, odată cu vârsta și maturitatea, ajungi să înțelegi că ceilalți au dreptul la voință personală. Desigur, nu poate fi negat faptul că încrederea ta are o serie de avantaje. Ești relativ liberă de grijile și îndoielile care, de obicei, depășesc alte persoane. Cu toate acestea, Trebuie să recunoști faptul că există dificultăți, pentru că adesea încerci în mod artificial să te convingi că totul merge bine, când în realitate acest lucru este departe de adevăr. Un astfel de barometru poate fi sfatul rudelor sau prietenilor. În general trebuie să înveți că și opiniile altora înseamnă ceva, chiar dacă sunt incorrecte, deoarece ești o persoană activă, nu ești înclinată să amâni. Lăsând treaba departe până mâine și în general nu permiți ca lucrurile să meargă de la sine. Deși această abordare este inițial pozitivă și face viața ta mai puțin complicată, totuși îți poate complica procesul de înțelegere a ceea ce este mai bine pentru tine. Astfel, pentru tine, este extrem de important să te implici în cunoașterea de sine. O condiție indispensabilă ar trebui să fie dezvoltarea unei idei solide Realiste, despre locul și scopul tău în viață. Până când se va întâmpla acest lucru, ești pur și simplu sortită să ezit și, în ciuda optimismului tău, vei fi supusă dezamăgirii. Este trist, dar o serie de eșecuri te pot conduce la nevoia etapelor descrise mai devreme. Când înveți natura incertitudinii, recunoști puterea soartei și dezvolți ironia necesară, Vei găsi un teren solid sub picioarele tale, prin urmare vei fi gata pentru noi realizări, te distingi față de alți nativi din săgetători prin astfel de trăsături speciale, ești curajoasă, independentă, veselă, ai o natură filozofică, în relațiile cu bărbații, nu tolerezi patriarhia, ești obișnuită și accepti doar să fii în condiții egale cu un partener. Nu ți este frică să iei inițiativa și să iei chestiunile în propriile tale mâini. Pentru a fi cucerită inima ta, nu poți să lupta decât bărbați strălucitori și carismatici, în niciun caz inferior ție. Un candidat pentru inima și mâna ta trebuie să fie capabil să creeze împreună cu tine un cuplu demn. Cum afectează data de 5 decembrie soarta ta? Ești amuzantă, cu o minte deschisă. Ai un caracter puternic și o perseverență uimitoare, ești optimist în toate eforturile tale, un sentiment de responsabilitate și datorie este agravat în tine, de multe ori investești multă energie chiar și în ceva ce nu-ți place, te remarci prin încrederea în sine, poți realiza cu adevărat rezultate grandioase, dar la fel ca toată lumea, ai eșecuri dese, privești lumea prin ochelari roz. Din această cauză și suferi cele mai multe eșecuri. Ești harnică și depui eforturi în calea atingerii obiectivului, dar deseori nu ești suficientă de clară pentru a realiza un calcul rece. În fața unor dificultăți, încerci din greu să nu le observi și să-ți acorzi rezultate pozitive, dar din păcate problemele nu sunt reduse. Încrederea în sine te scutește de îndoială și îngrijorare, îți place să-ți asumi riscuri și... Fără ezitare poți pune totul în joc, ești dinamică și foarte activă, dacă faci ceva, atunci ești complet absorbită de acel lucru și ești gata să vorbești despre asta în mod constant, ești surprins atunci când rudele nu-ți înțeleg interesele sau nu-ți susțin părerile, și numai cu timpul înveți să accepti opinia altcuiva care este diferită de a ta, datorită dinamismului tău. Urăști să aștepți și să lași lucrurile pentru ziua următoare și, în general, acționezi imediat în toate sferele vieții. Nu tolerezi să te supui și să execuți ordinele altor persoane. Ambiția și perseverența te fac un excelent director și lider de companie. Ești pasionată de rivalitate și de urcarea scării corporatiste. Dificultățile? Disputele și barierele te încurajează să încerci mai mult și să investești mai mult, recunoști importanța muncii în echipă și încerci să creezi un climat cald și favorabil în muncă, dar cu disciplină strictă, nu tolerezi conflictele și escrocherile din cadrul echipei și selectezi cu atenție lucrătorii, ocolind personalitățile destructive. În viața ta personală, ești simpatică și iubitoare. Este important pentru tine să ai o vatră de familie confortabilă. Într-o relație, tu îmbini armonios reținerea și rebeliunea, dezinteresul și directivitatea. Încerci să-ți înconjori iubitul cu grijă și atenție cât mai mult posibil, dar poate nu observi că ai devenit obsesivă. Partenerul tău nu se va plictisi niciodată de tine, vei găsi tot de una o mie de modalități de a adăuga foc relației tale. O etapă importantă este să ți înțelegi obiectivul principal de viață. Dar până când se va întâmpla acest lucru, în ciuda dispoziției optimiste, poți rămâne într-o stare de deznădejde. Cunoașterea de sine nu este pe ultimul loc în viața ta. Ești hotărâtă și sensibilă, nu ești străină de sentimente profunde și idealuri înalte. Prețuiești independența și ești plină de energie. Ești capabilă să-ți controlezi emoțiile și să-ți asculți intuiția. Ai o natură care nu poate trăi fără aventuri sau să stai într-un singur loc multă timp. Dragoste și compatibilitate. În relații strânse, ești generoasă și pasională, dar eviți să faci promisiuni legate de restrângerea libertății. Deși nimeni nu te va deține în întregime, un partener înțelegător și răbdător îți poate câștiga dragostea și devotamentul. Lei și berbecul sunt cea mai potrivită pereche pentru tine, dacă uniunea are loc în aninte de vârsta de 28 de ani. Vei putea coexista în condiții egale, fără a vă suprima libertatea reciprocă. În astfel de uniuni nu există loc pentru gelozie, împreună veți forma un tandem puternic, inspirându-vă reciproc pentru noi realizări. După vârsta de 30 de ani, Singura opțiune viabilă pentru tine rămâne un săgetător, el va accepta cu ușurință comportamentul tău extravagant, îți va oferi completa libertate pentru că o cere și el, și cel mai important, îți va respecta cu sfințenie spațiul tău personal, pentru că și el are nevoie de același lucru. Singura condiție însă este ca partenerul săgetător să fie mai în vârstă ca tine, și de preferat la a doua căsătorie. Cu pești și fecioară îți poți arăta calitățile de conducere jucând prima vioară dintr-o relație. Scorpionului este greu să te înțeleagă, din cauza dorinței lui de a fi întotdeauna cel mai bun din toate. Balanța și Capricornul nu vor putea înțelege dorința ta constantă de schimbare și pofta de aventură, astfel încât o astfel de relație, cel mai probabil, nu va fi armonioasă. În dragoste o opțiune ideală este vărsătorul, dar este bine să-l păstrezi în zona de iubit. Sub același acoperiș vei exploda deseori din cauza lipsii lui de chipzuință, cheltuielilor excesive și răcerii așternute odată cu praful pe actul de căsătorie. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră Inovația și perspectiva sunt cele mai puternice trăsături de personalitate ale tale. Te concentrezi pe proiecte progresiste, tehnologii. Ești interesată de tot ce este nou, neexplorat. Iubești să creezi noul în mod independent. Poți deveni inventator, dar mai ales prin dilentantism, de aceea rar îți vei breveta invențiile. Pentru tine, complexitatea drumului către obiectiv este importantă poți aparține uneia dintre cele două categorii. Fie preferi o potecă lină bătătorită, fie ești atrasă de spini. Nu poți fi numită muncitor încăpățânat. Îți desfășori munca eficient, profesional, dar stelele din cer nu sunt complet favorabile, chiar dacă reușești să faci o carieră mețitoare, Fără a încerca să te ofensezi, poți fi dintre acei nebuni care aleg calea spinoasă și nu cărarea bătucită sănătate și boli. Tu prezinți un risc ridicat de rănire. Poți avea multe leziuni în sporturile profesionale. În viața de zi cu zi ar trebui să fii atentă. A doua problemă a ta este dată de diferite tipuri de dependențe. Trebuie să eviți consumul de alcool și droguri. Dependența poate deveni reversibilă. Te caracterizezi și prin instabilitatea sistemului nervos. Din îndoială de sine, suspiciune, poți dezvolta tulburări psihosomatice, o dietă stabilă și meditație pot să-ți liniștească energia exuberantă, ți se recomandă o dietă bazată pe cereale și rădăcini, fără consum excesiv de zahăr și conservanți, orice tip de antidepresive sau stimulanți ar trebui evitate cu orice preț, activitatea fizică poate fi prezentă sub orice formă, destinul și norocul. Universul ți-a dăruit o natură conflictuală. Vibrațiile din această zi sunt de natură să spărească acele calități ale caracterului care se manifestă cel mai mult. Îți vei construi singură viața. Datoriile karmice prevalează asupra ta. Doar prin milă, generozitate, răbdare poți găsi fericirea. După ce vei fi trecut printr-o serie de necazuri, vei putea deveni fericită cu condiția să radiezi de bunătate și să fii corectă pentru tine și pentru ceilalți. Sfaturi pentru tine, inamicul tău ești tu însă îți, zlăbiciunea proprie îți provoacă probleme de sănătate. Evită consumul de stimulant și alcool cu orice preț. Aceste lucruri te va ajuta la menținerea sănătății fizice și mentale. Aruncă o privire mai atentă la tine și la lumea din jurul tău făți un inventar al abilităților tale dacă nu l-ai făcut încă. Fii atentă la ceea ce îți spun alții. Permiteți să urmezi periodic sfaturile altora dacă consideri că aceste sfaturi sunt rezonabile.